Da. Nu există, să zic, din partea mea, alt răspuns decât aceea, să reușim să ne ținem, dacă se poate, în fiecare clipă. Aș putea crede că sunt pretențios, dar nu retrag cuvântul. Să o fiecare clipă o relație cu veșnicia. Asta e tema temelor. Degeaba se învârt oamenii după idei, după cunoștințe, dar nu asta este un lucru care să satisfacă. Pentru că nu a zice, ci a mișca înseamnă a ajunge. Deci tendința cu orice chip, este să slujești idealul celor mai înalte, care este mântuirea noastră. Nu ideal social, diplome și astea. Astea nu oprim să fie. Dar acolo unde ești, să ai o stare de prezență, să ai pe Dumnezeu în tine, dar nu un Dumnezeu provincial, știi? Un Dumnezeu total. Noi suntem de la Galați și nu avem pretenție ca la București sau la Techelion. Un Dumnezeu întreg. Ce ar însemna lucrul ăsta? Dacă tu ai făcut eforturile necesare cu fără rezerve, indiferent ce putere de acaparare sau de pătrundere ai avut, ai un Dumnezeu întreg, pentru că tu ai făcut efortul care trebuia. Și să concretizez mai mult, spune Apostolul Pavel așa, zice că mulți aleargă, dar rămâne unul ia prim. Acum întrebarea se pune și eu sunt legitimat să spun așa, dar ce facem cu ăștia lați care și ei au alergat? Că au fost și ei cinstiți și ei tot pe ideal mare au pornit-o. Și ei, dragii mei, primesc eu un pahar mai mare, altul pahar mai mic, dar fiecare e plin. Dacă e plin, e satisfăcut, nu are nevoie să fie mai mare. Deci primește și el plată după efortul care l-a făcut în alergarea lui. Indiferent că e mai cu puțină putere de pătrundere, dar el a făcut tot ce a stat în putință să ajungă. Și atunci nu-i la Dumnezeu nedreptate. Uite, bunăoară, se știe, se spune că Ioan Evanghelistul era mult iubit de Dumnezeu, de Hristos. Dar ce e Hristos? Credeți că nu iubeau și pe ceilalți? Dar totuși spune că pe care îl iubea Iisus. Uite de ce se spune. Pentru că Ioan avea el nevoie de o iubire mai mare. Era vas mai larg Ioan. Și atunci Dumnezeu îi dădea mereu pentru că avea cui. Înțelegeți, da. 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 Dumnezeu poartă o grijă egală de toată lumea, nu se pune problemă. Deci, uite, ar putea fi vorba asta așa, tinerilor, dați-mi mie vârsta voastră dacă nu știți ce să faceți cu ea. Știți? Pentru că sunt foarte sigur, mă scuzați, eu sunt un om care am trăit prin păduri, prin pușcării, și nu pot să fiu nepreocupat de problema asta a momentelor, dar răspunde acea de urmă. Va fi un voie foarte mare. Vă spun ca un părinte și ca un frate mai mare. Lumea nu-și dă seama ce va fi atunci. Nu mai e unde să alergi, nu mai e unde să mai ceri. Nu mai e Dumnezeu atunci. Singurul care putea să dea și aripi nu numai picioare. Și inimă nu numai cap. În sfârșit, decât faptele tale. Moartea nu întârzie, dragii mei, nici cea mai neînsemnată fractură de secundă. Când a venit, a venit și te duce unde? După faptele tale, e normal. Care sunt faptele tale? Nici o alergare,
nicio atenție sau o simplă inerție. Am făcut astăzi asta, fac și mâine, poate că e, zici tu, sigur că da, n-am să mor până mâine. Dar dați-mi voie să vă spună bătrânețea mea, dar poate că să mori. Și dacă nu mori, strică să te adaugi cu harul care ai avut de la Dumnezeu, da. E asta este fiecare clipă, e un timp, ca și o suspinare, poate să fie o rugăciune. Și clipa asta, dacă e trăită, iarăși sipă prin inerție, te angajezi și la cealaltă și viața ta este o permanentă prezență. O clipă. Poate cineva să râdă, un tânăr vânjos, un clip. El crede că, văzându-se cu mușchi și că a fost bine acum, crede, asta e marea greșeală, că va trăi mai mult decât crede el. Mă rog. O clipă, dragii mei, dacă este trăită, e o legătură cu veșnicia ta. Și asta e marele secret. Să știi să ai relații cu veșnicia ta clipă de clip. Zici că e neînsemnată, da. La un lanț întreg o zai foarte neînsemnată. Dacă lipsește zaua, lanțul cade. Da. Am fost în viața mea la căpătui multor morți înainte de a muri. Toți doreau să mai trăiască o zi. Eu constatam lucrul ăsta, trăiam starea lor. Ei știau că i-am ajutat și considerau să-i ajut mai departe. Mai departe, cum era să-i mai ajut? Decât să le fie o mică mângâiere acum. Dar începeau duhurile rele să apară, cum știți că apare la moarte, și atunci omul se vedea filozoful filozofilor. Oh, uite. Credeți, frățiile voastre, că va fi un oarecare vaiet ăla? Nu s-a seamănă, dragii mei. E marea durere că ți-ai pierdut, ai pierdut tot. Viața asta nu ne este dată cu niciun chip pentru altceva decât să câștigăm pe celălalt. Nu ne-a făcut Dumnezeu decât singur pentru El. Nu ne-a făcut să ne facem de cap, mai ales momentul ăsta istoric, încărcat de trăutoare și discoteci. Ne-a făcut să ne bucurăm în vecii vecior cu El, că nu e oarecare meșter Dumnezeu. Să facă și treaba voastră, să se laude că uite ce am făcut. Dorește foarte mult să fie împreună. Și ne-a înzestrat, nu numai că ne-a făcut. Mai întâi ne-a dat inimă, care încă nu știți ce înseamnă inimă, decât o luați ca un organ care bate, dar chiar și așa luată, ea gândește că bate, eu sunt 87 de ani și de 87 de ani bate, mă, Domn. Rămâi uimit. Dar nu-i vorba o luat așa ca inima de carne. Inima este adâncul absolut al ființii noastre. Este viață, viață în viață. E locașul desăvârșit care iese din rânduiala firii materiale. Aceasta, pentru ca să vedeți, o primă mare înzestrare care noi o avem, așa v-aș ruga, lăsați scrisul ăla, că m-a oprit din așa. Da. E înregistrat asta? Da. Locașul care l-a făcut Dumnezeu, unde poate locui El. Dacă El a creat ceva pentru El, vă închipuiți? Că nu-i orice loc, că totuși Dumnezeu care trăiește în înălțimile slăvile Lui, are totuși plăcerea să stea în inima noastră, care e cât un pumnișor, dar care e un cer și o veșnicie întreagă în ea. Suntem extrem de bogați, extrem de dotați. Ne-a dat înger păzitor. Înger păzitor. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, să mi-a dat fămă mare, să-mi stau să mă tare. Știi de mitite lucrul ăsta. Așa este. Ce putea să zică mama? Decât îngerașul tău, mamă, nu știu ce. E,
Și am rămas cu ideea că nu avem un înger să spune, spune Scriptura, știu toți, dar îngerul ăsta nu este un servitor, nici o ființă neactivă, fără rost în creația lui Dumnezeu. Și știți ce se spune într-un loc? Și e cu neputință să nu mori dacă vezi un înger adevărat al lui Lumină. Diavolul a zis că dacă l-ar putea întruchipa în om, cu putere de înger, cu degetul mic ar răsuna pământul. Dracul e un tolerat, e un apostat, nu mai are nicio putere. Noi suntem mlădiți în viță, tragem sevă, trăim, rodim, dar el nu are niciun fel de relație cu puterea puterilor. Deci el este un simplu tolerat. Și dacă îngerul, el a vrut să fie înger așa cu puteri inițiale, puteri de înainte, îngerul spăzitor are toate puterile de înainte. Ia uite cine ne păzește. Și totuși este într-o luptă permanentă cu acest drac și biruie acela de partea care ești tu. Faci. Tu faci perele, te-a îndemnat, ascultat de dracu. Da. Avem toți sfinții, părinți și deasupra tuturora, pe Maica Domnului, care poate cu rugăciunea cât poate Dumnezeu cu putere. La fel, dacă aș ști cât ne iubește Maica Domnului, toate inimile îngerilor și a oamenilor și a sfinților la un loc nu face cât face iubirea Maicii Domnului. Și e pentru noi. Deci, vedeți, suntem însestrați. Dar, ca să fim o creație perfectă, ne-a făcut liberi. Că dacă ne făcea liberi, nu eram perfecți. Eram ca o roată înțată care rămâne altă roată și nu mai avea nicio răspundere. Dar nici cununare, nici plată. Ne-a făcut liberi, însestrați, ca noi să cucerim pe Dumnezeu respectiv cerul. Pentru ca să fie, zice-se, și plata noastră acolo. Nu numai am stat ca milogii, ne-a dat și suntem acolo. Ne-a dat putința ca să luptăm, să existăm, să ne îndumnezeim. Deci, dragii mei, am plecat de la timp cu discuția, care e extrem de scump. Și timpul ăsta e până atunci. Cât o mai fi? Uite, eu am avut un accident foarte mare, săptămâne trecute, eram la o mănăstire, la o nepoată de-a mea în Ardeal, și am căzut pe niște trepte, 8 trepte de beton, și mi-a luat aproape 3 sferturi din dinți. Am avut un mânsarul, s-a căzut. Vă dați seama, dacă câțiva centimetri era o bară grozavă de fier, cădeam cu capul în ea, care era posibil, nu mi-era niciun control echilibrabil, murea. Și am zis, m-am ridicat, bineînțeles, sau sărin. A durat o secundă, două, mi-am prevenit, așa, și am zis și eu, cum a zis Röntgen odată, președintele Americii, care l-am pușcat. Era în spital și era vesel. Și a spus o asistentă, domnule președinte, deci să zice, cum să nu fiu vesel, domnule, glonțul mine și eu trăiesc. Știi? La fel și eu știam cum a fost căzătura și eu trăiam și încă eram în stare să mai și răspund la câteva întrebări care au sărit repede pe acolo. Maicile era nepoata mea. Deci e posibil să mori. Cel mai cuminte este să te gândești mai mult la sfârșitul tău, să te poți controla. Ce pot să vă spun eu care am trăit în luptă cu dracii și cu dracii de oameni mai grozav decât dracii alții? Pușcării, lanțuri, fometezi, răcitori, te baga la răcitori, poate. Nu vedeai, nu puteai să mai crezi că mai trăiești o clipă. Eram chiar curios să văd cum iese sufletul. Așa, de dincolo de puteri era ce era. Că una este să vedeți focul și alta este să stai în foc, știi? Și am văzut cum se poate muri
Și am mai văzut că suntem mult, foarte mult ocrotiți de Dumnezeu, dacă există. Eu am multe lucruri în sensul ăsta, să spun că te-am pățit cu lupi, cu urși, cu nu știu ce. Și sigur că nu te poți juca cu șara. Voi n-ați fost să vedeți lupul la câțiva metri rânjând la tine și care știi că e o șară care nu cruță, nu te-ai dat de preocupat să treacă urșul să nu te vadă, să știi să te înfrățesc cu copacul și să știi glasul pădurii. Vezi? Și totuși, peste tot, este posibil că nu poți să spui că eu nu mor cu astfel de moarte, mâncat de lup sau de... Nu. Deci, vreau să vă spun, este o foarte enorm de mare greșeală nepăsarea cu timpul. De ce zici, drace, drace, de ce zici, Doamne, Doamne? Tot atâta timp, da. Dar, vezi, moștenim firea pervertită tinerilor. Știți lucrul acesta. N-ați venit de atâta distanță degeaba. Ați venit cu un gând sincer de mântuire. Dar feriți-vă numai de cunoștințe, numai. Puneți-vă în mișcare. Eu sunt crescut la țară. Și acolo a venit la biserică. Mamă, zice, a venit un călugăr la biserică. Ce frumos a vorbit. Și eu, mă mică, cu ce a vorbit? Nu știu ce a zis, dar a vorbit frumos. Dacă ați venit de la Galați, să facem comparații, să zice, a vorbit susținut, întemeiat, părinte, a vorbit frumos. Nu e niciun câștig. Adăugați-vă cu ceva, în taină. Pentru că, zice Mântuitorul, ce prudență, dintre două care sunt la moară, una să ia, alta să lasă. Să ia până ori și alta să rămâne la pedeapsă. A să zic că două la câmp, una să se... Deci viața este tot așa de normală, aparent. Dar fiecare e însă aibă lucrarea lui. Lasă zice că... Acum zic astălalt, că să fie armonie, să fie pace, să... Zici tu, nu te oprește nimeni ca tu să suspini, să-ți iei o legătură cu Dumnezeu în felul tău tainic, unde vei fi. Ai văzut că prudenții una sau una se lasă, măcar că purtau aceleași răspunderi în ce privește treburile care le aveau, vorbeau aceeași limbă, aveau aceleași probleme de familie, dar una avea o lucrare și alta nu. Ce te costă să ai? Credeți că Dumnezeu vă cere rugăciuni lungi? A spus, prezentata. Zice și latinul, non multe, însemn multum, nu multe, ci mult. Adică tu trăiești mult. Și vă mai spun și altceva. Un ochi dăruit te vede imediat cu cine ești. După mișcarea ta, da. Deci, feriți-vă de ochii care cunosc, nu de ochii comuni. În ce privește ținuta sau în sfârșit cine știe ce gânduri de a plăcea ai. Da, te vede îngerul. Nu există nimic, nimic, nimic să nu vadă Dumnezeu, să nu știe. Tot ce vorbești, dar tot ce gândești, tot știe Dumnezeu. Și toate aceste lucruri ți se vor arăta. Căci când ai vorbit la ureche, astea se vor arăta de pe casă. Zice, fără de mine nu puteți face nimic. Ăsta un lucru grozav de mare. Și toată lumea începe să zică, băi, eu am făcut, că mă scrodă de mine asta, am citit, am făcut, am muncit, am rupt, am... Da, așa e. Că nici Dumnezeu nu poate să facă ceea ce faci tu. Dar tu te-ai sculat că a vrut Dumnezeu, tu te-ai ai făcut că a făcut Dumnezeu. Deci, dacă zice că nu se mișcă fir de păr fără voia mea, dați-mi voie să vorbesc direct, eu cu vârsta mea am văzut, într-adevăr, Domnul de stă în minte, nu. Dar ne lasă pe noi să participăm pe piciorușele noastre cu felul de a gândi, să mișcăm. Deci, după cum vedeți, problema se pune
Așa, nu e de stat. Mă gândeam la cei care mureau, să mai trăiască o zi. Și am văzut mai târziu că o clipă era foarte mare lucru, că în ce te va găsi, n-ai te va judeca. Avem de-a face cu un Dumnezeu milostiv și în viața ta te-ai mai preocupat, dar nu te-ai concretizat în diferite mișcări religioase mântuitoare. Dar abia încă Dumnezeu la mersul tău, că te ajută harul, dar să te găsească mergând, să te găsească, că dacă ești cu gura căscată, nu te găsești. Nu e necăscată, e ucisă. Așa că, dragii mei, iară zic, nu a zice, ci a mișca înseamnă a ajunge. E mai ușor la deal decât la vale. E mare greșeală. Când urci la deal, știi de ce urci? Pentru că ești mai la cruce. Că crucea e cel mai lăudat lucru al pământului. Și noi toți trebuie să o terminăm pe cruce, să o ne păcălim. Suferința e un dar de la Dumnezeu. Pare paradoxal, dar e un mare adevăr. Și acum, dacă ați vrea, zic o subțietate de minte să înțelegeți că nu numai crucea, suferința care o duci, ci dacă, ca să fie desăvârșită crucea ta, e să fii și umilit. Asta e un aspect foarte greu în cruce, să fii și umilit. Iisus a fost și umilit, dezbrăcat, Hristos fiind spin pe cap, bătut, pălmuit, scuipat. Ce umilință mai... Tu, omule, care ești, mă rog, fiul lui Stanca și, mă rog, așa Stanca a chemat-o pe mamă, ai pretenții să nu fii umilit, să nu te vadă, așa ai pudoarea ta, să nu vadă nimeni al tău, trupul tău, vezi, dar să te dezbraci în priveliște, în fața tuturor, în fața mamei lui, așa că l-a înfășat. Ce umilință! Deci, dacă apare și umilința, asta vă spun, în lupta strategică a noastră, să nu ne pare rău, că tocmai asta ar putea să fie plata plăților. Deci, suferința, dacă ia de Dumnezeu, înseamnă semne că ne iubește, să privim cu retrospectiv, în urmă, adică să vedem cine suntem și unde cine mai trebuie făcut. Ziua aia care spuneau ăștia care mureau să mai trăiască o zi, era foarte mare lucru. Știți ce spune Sfântul Sisoie, cel mare? Și într-o zi putem ajunge la măsură dumnezeiască. Au, ce lucru mare e o zi. Deci, ziua asta e formată din clipe, din ceaturi, din așa, ca să ajungi. Un minut. Un minut e nu până la 60, e nor de mult. Dar un ceas, dar un zi. Pentru că dacă ați fi mame și ați vedea copilul vostru că vă cere într-o clipă ceva, lacrimi, așa și după care îl iubești, nu-ți mai faci socoteala că cele lucruri care nu. I-ai dat șarpe în loc de pește și pietre în loc de pâine, n-ai să le se dai imediat. Așa că, dacă lumea știe și dacă nu știe, să știți măcar voi, că ne iubește Dumnezeu atât de mult, încă nu se poate nici cu gând ingeresc să vezi cât de mult ne iubește. Deci să ne stăpânească ideea asta. Dar un lucru, Dumnezeu poate să facă orice, dar un lucru nu poate. Să-și calce cuvântul. Asta nu. Pentru că să-și calce cuvântul că vrei să fii tu mai mare ca el, să zică ca tine ce vrei. Deci, e drept. Și iadul e plin de oameni care nu au ținut dreptatea după Dumnezeu, că Dumnezeu e milostiv, dar e și drept. Iadul, așa e, dar raiul, e plin de păcătoși pocăiți. Și rău e plin de păcătoși nepocăiți. Și ce să facă? Zic, Doamne, Doamne, de ce zici? Uite la ce a făcut. Uite ce a zis. Știți, frățile voastre, că atunci când vorbești de rău, ești drag, dar binelea și te încadrează la crimă morală. Și tu ești un criminal. Ai vorbit de rău. Eu nu fac nicio anchetă, dar toți că am vorbit.
Și dacă îi spui, nu mai vorbi. Dar ce, nu am dreptate? Dar ce, nu mai eu vorbesc? Știi, încep să te spui. Și mergi pe principiul care spuneam, al obișnuinței, așa, pentru că toți sunt la fel. Și toți sunt la fel. Dar eroii sunt cei care nu sunt la fel ca ceilalți. Eroul se luptă cu firea, se luptă. Schimb din cel discuția, dar tot cu gândul dragostei de a vă mântui. M-am ocupat de tineret mult. Și mai ales de fete și astea care sunt expuse. Și într-o zi, o studentă îmi spune, părinte, plec la munte cu prieten. Eu nu sunt de părere cuvântul ăsta prieten. Nu există prieteni între băiat și fată, numai iubire, nu vă păcăliți. Cuvântul prieten e cuvânt de paravan, știi? E mai ușor să fii prieten la prieten sau la mama sau la un prieten. Adică e voie, știi? Uite, mă, părinte, fica mea n-are niciun prieten. Cum, doamnă mea, tate, îți pare bine să aibă un prieten, să ajungă, nu știu ce, că a făcut prag din ele săraci. Și m-am gândit când a spus că pleacă la munte cu prietenul, unde doar mă aștea acolo, acolo e strânt. Nu stă doamnă cu un cordor și un păcător, nu se duc acolo să rătăcească. Stau mai aproape. Și a venit și mi-a zis, părinte, nici nu m-a atins ăsta de bărbat. Adică, femeie înseamnă împărăteasă dăruitoare și are pretenția să fie pe tron. Și să stea pe tron, nu să domnească. Să admire pe cel care a putut să pună pe tron. Să-l aprecieze el. Îmi spunea cineva Ascuru, de la București, încărcat aici și unul de ei la mănăstire acum, frate, apărând eu, fetele, dar ce părinte, bărbatul nu-i capul femeii? Da, dragă, e capul femeii, dar ea este inima. Și dacă e mâna de cap, dacă capul nu are inima, e sec. Adică focul aprinde ea, ea vrea să meargă. Mintea însă pune la păhățuri și o duce pe cărare. Dar inima e ființa. Inima gustă. Inima e Dumnezeu. Și a te înfrânge pe tine alături de un băiat sau un băiat alături de o fată, a sta lângă foc și să existi, ești un mare erou. Sau chiar cu focul în tine. A ști să o păsești, nu s-a încântat de căldura ei și de acea falsă cunoștință că și ea ar vrea, știți, cum se ia asta marea greșeală, pentru că trebuie să fii stăpâne, nu e vorba, ai vrea, sigur că ar vrea toată lumea să facă, dar care, ce urmează după această grozavă cădere? Este o cădere așa de simplă, și o consecință e poate veșnică. Da. Și atunci, sigur, un bărbat care s-a înfrânat sau o fată face mai mult decât a câștigat războaie. Pentru că tu, războiul ăsta e la tine și poți să-l faci pentru că se face. Asta este cea mai mare greșeală și sunteți studenți și sunteți învățați fel de fel de lucruri grozave, foarte grozave, așa, dar problema salvării voastre este neglijată. Este un fânt paisie care îmi place tare mult și le place și la mai și pe aici. Mai ales și părinte, seamănă cu Sfinția voastră, e o carte paisie. Și s-a dus la Sfântul ăsta pustie americani. Sincer. Că am văzut că vin la noi fel de fel de, să întrebe filozof, fel de fel. Și i-a întrebat Paisie așa, ce să cu voi americani? Am ajuns în lună. Și cât va costa? Ce râuri de dolari? A, ce, eu cum pot să mă ajung la Dumnezeu? Sunt dincolo de lume. Adică, vedeți, nu-l multen, sen mult. Nu multe, ci mult. Ce ușor ne putem mântui. Asta este noutatea și bucuria mea că v-am spus un lucru important.
foarte ușor. Să încerci să iubești. E poruncă? Nu e simplu sfat, pădușmat. Dar lumea, numai literatura a auzit să iubești pe dușman. Dar cine a încercat cu adevărat? Nu ar să le să dorința de a-l vedea chinuit. Bine, cu cine să te asemăn? Cu Hristos? Nu. Că el a venit și a supărat. A suportat? Nu. S-a făcut vierme să scape pe vierme, să, nu să-l anihileze, să-l transfigureze. Și a suportat mizeria omenească, chiar o latură de om. E, tu, dacă zici, mai ales, ce, el nu știe că eu țin la el prost. Și nu știe, nu fi știe, dar știe Dumnezeu. Pentru că s-ar putea la un sărac să nu poți să-i dai. Că n-ai, s-ar putea, el vrea bani sau ceva. Dar zi, Doamne, miluiește-l. Dumnezeu poate să facă bogat într-o clipă, îi dă o valiză de dolari, o găsește pe drum într-un șans, nu? Dumnezeu a făcut lumea de nimic. Poate și vă, dar îl ține, ăștia sunt personaje biblice, îl ține să întindă mâna, nu să-i dai, să-ți dea împărăția și tu nu obțiești. Pun bani. Eram în București, n-aveam bani de tramvai și mergeam pe jos. Mă vedeți cu frase și m-a văzut un cerșitor, am văzut și de parte, n-avea picioare, am zis eu, n-aveam cu adevărat. Deci n-aveam ce să fac, mă pregăteam, că săracul știa că mă aștepta, o să am pe trai sau. Așa, dar n-aveam ce să fac. Și am ajuns la el și am spus, Doamne, zic, ți-aș da picioarele mele, sincer să-l dat. N-am niciun ban de aia mea pe totor, dar o mână caldă. Știi ce mi-a zis părinte, așa ceva nu mi-a dat nimeni. Am văzut săracii, au nevoie de o considerație. Consideră-l și pe el. Nu poți să-i dai. Ești în tramvai, hai să zic. Zic, Doamne, miluiește-l. Și lucrarea ta, Dumnezeu, îl ajută pentru lucrarea ta. Pentru că omul te mântuie pe tine pentru om și pe omul ăla pentru omul slav. Hristos, adică Dumnezeire, a fost jignită de mâncarea lui Adam, de căderea lui Adam. Cum să facă? S-a făcut om să salveze pe om. Deci omul numai om poate să salveze pe om. Deci nu suntem creați numai pentru noi, ci suntem creați pentru toată creația. Și pentru acel nenorocit, a făcut Dumnezeu să-l vezi, doar ce a adăugat și tu o fărâmă de cer. Dar îl neglijează lumea. Eu nu zic să dați la țigan, că țigan a devenit o problemă internațională acum, nu mai da. Dar și aceea vă spun că tot măsurându-i ăsta e țigan, ăsta e țigan și scapă rând de mână care nu e, te-ai ars. Iar dacă ai dat la toți, ai câștigat. Că e mai bine a dat decât a luat, cum zicea Apostolul Pavel. E, toate aceste lucruri, ia măsurați-le și certați-mă dacă am făcut vreo exagerare. E posibil orice. Fă și tu socoteala și a altora. Și vă spun lucrul acum mai greu. Dar adevărat sunteți oameni deștepți și vă dați seama. Auziți, ființa omenească este singura verigă posibilă de legătură între Dumnezeu și creații. Omul i s-a încredințat această mare răspundere să supravegheze creația lui Dumnezeu. Și creația înseamnă stăunii, domnii, începăturile, rângele, îngeri. Și omul este încurunarea creației. Uite valoarea. Și uite pe cine bage în iad. De cine v-ați cunoaște valoarea. Ce să vă mai spun? Vorbiți-ne puțin despre misiunea socială a bisericii. Cum? Vorbiți-ne puțin despre misiunea socială a bisericii. Dar de ce vă interesează lucrul ăsta? Uite, spun. Ce-ai făcut mata pentru societate ca să o lucrare cu Dumnezeu să ajute societatea măcar în care trăiești mata? Ce-ai făcut? Ai vrea să-ți adauge o cunoștință în plus? Dar ce este?
A bătut cineva la ușă și dacă îmi dați voie... Ce ți-a spus, păi stai liniștită că da? Așa e lumea de pe lume. Dar deschideți-i să vedem ce este. Da. În mare, biserica mai mult sfințește decât învață. De unde se poate reflecta că nu ne interesează împărăție omenească, ci împărăție divină, cerească. Dar nu este, nu neglijează și nu ignorează învățătura. Chiar un sunt părinte zice că e rădăcina tuturor răutăților neștiință. Cine e poftit mai încoa? În toată lumea pământului există neregulă și începe să se plângă acum articole după articole că a nebunit lumea, că nu mai are așa sens mântuitor, nu știu ce. Ce-i de făcut, părinte? Uite ce este de făcut, răspunsul. Să te pui tu la punct cât se poate mai mult. Și tu ești un factor important în societate. Pentru tine societatea aia câștigă. Pentru că lucrarea e de la Dumnezeu pentru lucrarea ta. Ființa omenească, cum știți, este un microcosmos în care se oglindește un mare, mare cosmos, adică o lume mare. Vă să zic că noi reprezentăm o lume întreagă. Și atunci, dacă e vorba așa, fapta mea rea face să se adauge la suferință lumea întreagă, dar fapta bună e invers. Deci pune-te la punct că lucrarea de la Dumnezeu se va rasepla, va liniști, adică va adăuga și până pentru viața ta. Și atunci tu ai contribuit la salvarea lumii. Pune-te tu la punct. Dar dacă tu faci pentru că așa se face, dacă tu faci că de lumea păi de mie, dacă mă vede că mă închin, dacă încerci să faci lucrurile acestea, atunci nici nu mai discutăm și ne-am ales iadul de bunăvoie. Omul atunci când suferă pentru altul, e un fel de amplasament de tun. Nu știu dacă știi ce înseamnă amplasament. Tunul, dacă tragi cu el așa, așa are recurs și te aruncă. Dar amplasamentul e o groapă în pământ, în forma tunului așa, că dacă are recurs, îl vească în pământ. De tu fă-te recurs și Dumnezeu trage. Asta este poziția creștină față de societate. Să te pui la punct cu orice echip. Las la o parte faptul că ar putea să fii și observat. A, uite cu tare, Dumnezeu. Uite, Dumnezeu, ce fi făcând, Dumnezeu, dar a ajuns așa de rumen, dar a ajuns așa de vezi ce a făcut. Eu am trăit pe Bucovina, la mănăstire mare pe acolo și am crescut o fetiță. A murit fratele meu și am rămas fetița la 3 ani. Vă închipuiți, eu călugăr, nu mi-a fost ușor. Am dus-o însă. A ieșit o fată bună. Dar când mă duceam pe temerunde, la mănăstirea unde eram eu, acolo, mănăstire mare, eu o conduceam, la gura humorului s-a îmbolnăvit, erau două biserici, s-a îmbolnăvit la Paște, unul de preoți, protopopul, și m-a rugat să mă duc să slujesc eu. Eram eu și aici pe preot la mănăstire unde era. Și m-a preferat să slujesc acolo. M-am dus. Și am trimis ucenicul să aducă fetița, că am dus și eu la mănăstire de când eram mititic, unde era să și o și îmbrăcase aia acolo pentru mine, era mic așa, stătea frumușică, eu m-am rugat să o facă urâtă și proasă, dar a făcut și frumoasă și deșteaptă. Nu mă interesa frumusețea omenească în sfârșit, dar totuși. Și stăteam acolo la o gazdă și să mai fie și ea cu mine, că era la mănăstire acolo. Și am terminat slujba în ziua de Paști. Și am plecat cu fetița la gazda mea acolo. Când am mers pe stradă, o femeie a căzut în genunchi, în fața noastră. Am zis, nu pentru mine, pentru barba mea, și pentru fetița, când a văzut după aia îmbrăcată maică, și uite, eu bătrân și nu știu ce, nu mă gândesc la munte și uite, asta e un înger pe lumea asta, pentru ea a căzut, deci duma, ce se întâmplă atunci când tu ai o poziție grozavă, și mai ales femeia măritată are carisme care mărește bărbăția bărbatului și naște pe Hristos în sfretul lui. Dar tu când ai o poziție grozavă, ești un om de carismă
care naște pe Hristos în sufletul altor care îți vede câtuși decât rumenul faptelor tale frumoase. Și atunci tu contribui la asta. Deci ajung aici, pune-te la punct. Asta-i răspunsul. Că nu ai făcut degeaba. Vezi ființa omenească, hai să zice că e o lume întreagă în ea, nu? Deci noi suntem mădulare capului Hristos. Ăsta e cel mai mic. Leagă-te de el să vezi cum suferă toate. Vezi? Da, dacă ăsta e fericit, toate sunt fericite. Da. Pune-te la punct, pentru că e o relație grozav de mare, indestructibilă între noi și societate. Dacă spune că împărăția și lui se înfui, toată lumea e în noi. Pentru că dacă ăsta este legat de creier și de inimă, și el e aici. Este și el, societate, el e ființă omenească, uite-te. Dar sunteți satisfăcută pentru bani care au aruncat la Simonii, păcat foarte grav. El cinstit, servește, mi-a și spus odată, părinte, jură pe Dumnezeu că n-am luat un leu la servicii care am făcut, care alții iau mii de dolari pentru un simplu transfer a unui preot de acolo până acolo. E, asta înseamnă deja un mare lucru. Aici, consilierii ăștia pe aici, ăsta fiind bun laura, au ținut în păia și au făcut ce a vrut. S-au îmbogățit. Au punut Simonii. Dincolo de Simon Magu și nu știu ce. Așa.